Cehia a înregistrat primul său caz de variola maimuței. Anunțul a fost făcut de directorul Societății Cehe pentru combaterea bolilor infecțioase. Boala a fost detectată la un bărbat internat la Spitalul Militar Universitar din Praga, a precizat acesta fără să furnizeze alte detalii. O astfel de depistare era doar o chestiune de timp. Ne așteptam de mai multe zile, a adăugat Pavel. În ultimele zile, prezența acestui virus rar, endemic în anumite regiuni ale Africii, a fost raportată în mai multe țări europene, inclusiv în Marea Britanie și Franța, precum și în Statele Unite. Autoritățile medicale, inclusiv Organizația Mondială a Sănătății, estimează că riscul de propagare pe scară largă a variolei maimuței este redus. În România nu a fost înregistrat niciun caz de variola maimuței sau suspiciune de îmbolnăvire, a precizat duminică Ministerul Sănătății. Totuși, Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a anunțat că vor fi cumpărate câteva sute de doze de vaccin antivariolă pentru a avea un stoc de siguranță.